Bună dimineața, dragi prieteni! Întâlnirea noastră obișnuită de sâmbătă dimineața. Bun regăsit, stimați telespectatori Metropola TV. Bun regăsit, radioascultătorii Sport Total FM. Suntem și în această dimineață live pe singurul post de radio din România dedicat sportului. Într-o perioadă în care, dragi prieteni, întreaga atenție sau mai întreaga atenție s-a îndreptat către echipa națională, cu rezultatele pe care le știm până acum. Vom vedea diseară meciul contra Finlandei. Dacă ne aduce ceva nou, ca prestație și ca rezultat, nu au trecut neobservate meciurile de baraj pentru promovarea în Liga a doua. Ne vom referi și noi și astăzi la ceea ce am văzut în aceste meciuri de baraj cu unul dintre antrenorii bucuroși la capătul dublei cu Arsenal Tonar. Este vorba de Andrei Eremia, care revine, dragi prieteni, în studioul nostru, tehnicianul care, iată, a condus, în sfârșit am putea să spunem, progresul Spartak București în Liga a doua. Te salutăm, Andrei, bine ai revenit! Salut, Ionel, bună ziua! Da, se vede după fața ta alt tonus, alt zâmbet în Liga a doua, evident că e altceva, altă lume. Lângă noi, ca de fiecare dată, dragi prieteni, este și Daniel Nazare, colegul și prietenul nostru de la Sport Total FM. Te salut, Daniel, bine ai revenit! Bine v-am regăsit! Așadar, cred că am spus bine. Andrei Eremia, un antrenor, chiar să-l întrebăm acest lucru. Tot continuăm să spunem de câțiva ani, de când acest tânăr tehnician este în peisajul fotbalului românesc, cu rezultate foarte bune, progresul Spartak, echipa pe care o pregătește, a bătut mai de fiecare dată, în ultimii ani, la porțile Ligii a doua, tânărul Andrei Eremia. Tot tânărul a rămas Andrei Eremia, așa ne-am obișnuit. Încă lumea fotbalistică, tânărul antrenor Andrei Eremia. Încă tânăr, încă mai sunt tânăr? Nu, așa spune lumea fotbalistică, băi, tânărul antrenor Andrei Eremia, progresul Spartak, tânărul, dar iată că s-au adunat câteva sezoane importante, Andrei, finalizate în sfârșit cu această dorită și frumoasă promovare în Liga a doua. Tânăr și grizonat. Și ai pe banca tehnică. Da. Da, e o bucurie imensă pentru mine, pentru toți, pentru că în sfârșit am reușit după 5 ani să promovăm, pentru că acum 5 ani am fost foarte aproape de a promova imediat după ce urcasem din Liga 4 în Liga 3. De atunci am mai avut un baraj pe care l-am pierdut cu Slatina și în sfârșit acum am reușit ceea ce ne-am dorit și ne-am propus cu toții. Foarte multă lume consideră neașteptată această promovare pentru că erau alte echipe la rând, așa, dacă ne uităm la nume, la bani, la transferuri. Care a fost rețeta succesului? Rețeta succesului... Da, e o întrebare foarte bună. Nu m-aș referi strict la sezonul ăsta, ci m-aș referi la proiectul Progresul Spartak, în general. Și aici aș putea spune, sau aș defini cumva rețeta asta succesului cu o viziune bazată pe niște valori și niște obiective clare, niște oameni potriviți și competenți, multă pasiune și foarte multă muncă. Și foarte puțin bani. Mai puțin bani. Culmea e că sezonul ăsta am avut cel mai mic buget de până acum din Liga 3-a. Și din punctul de vedere, da, putem spune cu atât mai mare surpriza. Și am avut cel mai tânăr lot din toate sezoanele și din Liga 3-a. Nici nu știu dacă vreodată s-a întâmplat ca o echipă atât de tânără să reușească promovarea în Liga 2-a, cu atât mai mult cu cât marea majoritatea jucătorilor sunt jucători crescuți de noi. Dar realmente, Andrei Eremia, sezoanele trecute în care progresul Spartak, echipa pe care o pregătești, bătea cu tărie la porțile Ligii Secunde, au dus așa, la final, adversari puternici, nu? A fost Farul, a fost Slatina, a fost Steaua, nu? Da. A fost Rapidul. De această dată, văzând încă din start așa, această împerechiere și pentru tine, care deja ai experiență pe banca progresului, erau totuși alte speranțe, chiar dacă, iată, ne spuneai că bugetul a fost unul limitat, iar lotul de jucători foarte tânăr, dar îmbucurător și, atenție, majoritatea a crescut de tine în spiritul progresului, acolo în curtea voastră. E adevărat că, ținând cont de adversarii pe care am avut în ultimii ani, se pare că noi am prins perioada asta în care marele putere ale fotbalului vreau să revină. Și le-am prins pe toate. A fost, într-adevăr, un culoar mai accesibil, hai să spunem așa. Și am fost și noi conștienți de chestia asta încă de la început. Iar obiectivul... E momentul. Iar obiectivul încă de la startul sezonului a fost, da, într-adevăr, să încercăm să promovăm. Și foarte important, nu? Faptul că acești tineri jucători care evoluează la progresul Spartak sunt crescuți acolo de voi, Andrei, nu? Nu știu dacă e vreun stranier, dacă îmi dai voie, între cei care au contribuit acum la promovare. Stranier, adică venit din afara clubului, să spunem. Majoritatea sunt crescuți de voi la progresul Spartak. E incredibil, le-am spus și lor că ceea ce au realizat e absolut incredibil, pentru că în meciurile de baraj, în semifinală și în finală, din 9 goluri pe care le-am marcat, 5 au fost marcate plus 2 asisturi de jucători de 17 ani, 4 jucători diferiți de 17 ani, crescuți de noi, descoperiți de noi, promovați de noi, în tot sezonul, plus portarul titular care de asemenea e născut 2004, încă are 17 ani, ceilalți jucători
să zicem, cu experiență între ghilimele, care mai experimentați, da. 23-24 de ani, bună parte dintre ei sunt jucători sau juniori crescuți de mine de la FC Național, încă din Liga 1, de la 8-9 ani. Ei se cunosc de mici, mă uitam la, cred că la meciul cu Tunar din Tur, linia de trei fundași centrali, toți au fost colegi încă de mici la grupele de juniori. Deci omogenitate. Da, ei se cunosc, își cunosc familia, se cunosc că au crescut împreună. Plus de asta, cred că, nu știu, undeva la 50, peste 50% din echipă, cred că sunt de acolo, din zonă, din cartier. Dacă se sună repede, în 15 minute se strâng toți. Hai, luăm echipamentul și ne prezentăm. Apropo de asta, mi-aduc aminte că un alt tehnician tânăr, cu o bună vizibilitate, mă gândesc aici la Dragoș Militaru, spune același lucru, ce, domne, la mine linia de fund evoluează în aceeași formulă de vreo 3 ani. Și cum lipsește, și aici este paradoxul, cum lipsește unul, s-a întâmplat la un meci important, chiar cu Petrolul, îmi spunea Ionel, dacă l-aveam pe jucătorul respectiv, cu siguranță îl pierdeam cu Petrolul. Dacă joci cu aceeași linie de fund, nu? Și lipsește unul dintre jucătorii importanți, probabil că se vede, se vedea la Unirea Deji, nu știu, la Progresul Spartac. Apropo de chestia asta, sigur că e importantă omogenitatea și sigur că se creează niște relații de joc pe acolo care pot fi decisive în anumite meciuri, mai ales cu echipe foarte bune. Dar apropo de chestia asta, chiar discutam cu antrenorii, am avut 4 meciuri de baraj, 2 în semifinală, 2 în finală. În fiecare meci am avut un alt 11 diferit. Nu neapărat, uneori pentru că a fost nevoie, alteori datorită unor decizii tactice, dar am avut 4 meciuri cu 4 formule diferite, inclusiv la linia de fundaș central. În lumea fotbalului sunt două tabere, așa, unii care se pricep la fotbal, cum suntem noi aici, prezenți și urmărim tot ce se întâmplă, dar sunt unii care urmăresc din când în când. Mulți mi-au spus acum, domne, a promovat Progresul. Ce legătură există între Progresul? Știu că am mai discutat subiectul ăsta, dar acum poate, fiind mai vizibil, lumea să înțeleagă. Ce e cu Progresul și ce e cu Sparta? Există o puternică legătură sentimentală cu fostul Progresul, fostul FC Național, care din Cotroceni. Din Cotroceni, care e mai cunoscut de publicul larg. Eu am început ca antrenor acolo la 21 de ani, cu anumiți copii care acum au fost în echipa cu care am promovat. O parte din ei, repet, din jucători, au început fotbal acolo. Suporterii, cei activi, sunt cei care erau în Cotroceni și mă refer la suporterii tineri, pentru că oamenii își aduc aminte poate de Los Platanos sau de un grup de oameni mai în vârstă care susținea, însă există și un grup de suporteri activi care merg cu noi în deplasări, care cântă, avem o galerie în adevăratul sens al cuvântului și de când există Progresul Sparta, că în fiecare meci au fost prezenți, bineînțeles, cu pandemia a fost puțin mai dificil, și ne-au susținut indiferent de rezultat, ceea ce mi se pare incredibil. I-am văzut și eu la Tunari, frumoasă atmosfera făcută de fanii Progresului, mai puțin decât ai gazul, dar foarte frumos, adică și am văzut niște cântece atât de plăcute, care arată această simbioză, această legătură între echipă și suporter, spunea Andrei, că ei veneau mereu după voi și iată că contribuie și ei, nu, la această stare de bine pe care o dă Progresul Sparta, că atât pe teren cât și în tribună. Pot spune, chiar dacă sună clișeic, că Progresul Sparta chiar e o familie. Pentru că e adevărat că suntem un grup redus. Suporteri, antrenori, părinți, copii și așa mai departe. Dar ne ajutăm cu adevărat cât putem și există o simbioză între noi care sigur a contribuit la promovarea echipei și la rezultate. N-ai răspuns la întrebări. Adu-mi aminte de întrebări. Progresul Spartac. Numele. De unde vine Progresul Spartac? Ah, ok. După ce s-a desființat Progresul, a existat o continuare cu o parte dintre antrenorii de atunci din Cotroceni, sub AFC Progresul București. Câțiva ani de zile, în ideea în care la un moment dat o să se găsească o soluție să putem să continuăm activitatea în condiții optime, să spunem așa. Chiar dacă toată lumea știa că nu ne vom putea întoarce în Cotroceni. Au trecut niște ani și lucrul ăsta nu s-a întâmplat, ba din contră. La un moment dat ajunsesem în situația în care aveam zeci de copii și nu mai aveam unde să ne antrenăm. Și atunci, la insistențele unui amic, am făcut acest club nou, Progresul Spartac, iar Spartac a fost una dintre vechile denumiri a Progresului. Uh-huh. Și am ales să se numească așa Progresul 1944, anul înființării. Spartac, pentru a păstra o legătură cu vechiul Progresul. Dar a mai fost și Progresul 2005, dacă mi-aduc eu bine aminte. Este și acum. Există, deci da. Acum. Există un club. Tot Progresul. Așa sunt desprinși din... Nu, n-au nicio legătură. Fel de legătură. Da, dar faptul că Marietul deci voi aveți o legătură, dacă nu juridică, pentru că nu mai este acel club, o legătură afectivă. Corect. Cu niște oameni care au lucrat la fostul club. Corect. Dar ce legătură ai tu cu Progresul, scuza-mă. Eu? Da. Eu acolo am început să antrenez, ți-am spus mai devreme. La 21 de ani, în Cotroceni, acolo a fost prima mea grupă de copii și juniori.
Da, Andrei, te-aș întreba dacă îmi dai voie. Iată că tu deja ai licența pro de câțiva ani. Ești deja un antrenor cunoscut în peisajul fotbalului românesc. Și mă uit și eu la tot felul de antrenori care au ales, aleg să meargă de fiecare dată la început de sezon, acolo unde este bine. Un an la Reșița, un an la Corvinu, un an la Șelimbăr, unde primăriile sunt ok. Andrei Eremia, dragi prieteni, a ales să continue aici la Progres. Ar vrea și el o primărie, deși, dar nu găsești. Deși cred că n-a dus lipsă de oferte, pentru că este realmente, nu o spunem noi, ci doar reproducem ceea ce afirmă oamenii mai specialiști ca noi, un antrenor în plină dezvoltare, cu licență pro, un tehnician care a demonstrat acum, odată cu promovarea Progresului, că poate fi un nume important în fotbalul românesc. Tu ai ales, Andrei, să rămâi aici, unde clar nu este deloc comod. Deși puteai să o faci, să pleci în altă parte, ce te-a reținut totuși pe loc? Această pasiune, această dorință, faptul că ai foarte mulți copii pe care i-ai crescut alături de tine și care, iată, acum au făcut pasul către, să spunem, afirmare? Cred că e și un simț al responsabilității, pentru că, repet, aici vorbim despre un proiect, în adevăratul sensul al cuvântului, Progresul Sparta, care a început acum 5 ani, chiar 6 ani de zile, când am promovat din Liga 4. La proiectul ăsta au contribuit mai mulți oameni. Atunci când noi am început, sigur, alături de mine a fost Gabriel Rădulescu, care m-a ajutat enorm și căruia datorez foarte mult. Nici nu știu dacă există, sau cred că foarte greu există în fotbalul românesc, o relație atât de bună între un finanțator și un antrenor. Și un tip, adaug eu, foarte discret, pe care nu foarte multă lume îl cunoștea, chiar dacă era implicat foarte discret. Un tip foarte discret, un tip care mi-a dat libertate, care mi-a arătat respect și mi-a oferit tot ceea ce aveam nevoie ca antrenor să pot să performez. Deci foarte mult îi datorez lui și din punctul ăsta de vedere, sigur că mă simțeam cumva dator, oarecum. Responsabil. Responsabil, sună mai nu, bine. Nu doar față de el, ci față de tot ce am creat la Progresul Spartac, pentru că vorbim totuși de un centru de copii și juniori, să spunem așa, care anul trecut a câștigat campionatul național. Deloc întâmplător așa, da. Deloc întâmplător. Anul ăsta a fost în semifinale la Under 17, pe care a produs o serie de jucători pentru echipa mare. Drept dovadă, au făcut parte din echipa cu care am promovat și nu numai că au făcut parte, ci au jucat și au contribuit decisiv. Și pentru mine, sincer, e un vis împlinit să pot să reușesc această performanță cu jucători descoperiți de mine, crescuți de mine. Profesional, așa e ceva fantastic. Și eu am avut foarte mare încredere că putem reuși chestia asta. E o împlinire extraordinară. Aici aș adăuga și faptul că în spatele meu e un grup de antrenori care lucrează cu acești juniori foarte competenți și sigur că e și mare parte din meritul lor pentru reușitele noastre. Da, pe de altă parte, acolo nu pătrunde nimeni fără acordul tău. Spuneai de juniori, de copii și juniori, nu? Trebuie să fie antrenor pe care tu îi cunoști, în care ai mare încredere că pot lucra în spiritul progresului pentru a ajuta la creșterea acestor jucători care, odată ajungi pe mâna ta, la prima echipă, arată ce știu și iată, această promovare chiar confirmă acest lucru. Da, pentru noi partea asta de copii și juniori e foarte importantă și a fost încă de la început. Eu personal am fost la foarte multe meciuri, mi-aduc aminte că la un moment dat când antrenam în Liga 3-a, am antrenat în paralel și o grupă de juniori o perioadă de timp pentru că se întâmplase ceva cu un antrenor. Mulți din copiii pe care am adus am fost efectiv la meciuri de juniori și am văzut de mai multe ori, după care am reușit să-i aduc la Progresul. Deci e foarte important pentru mine acest sector de copii. Da, la tine, Andrei Eremia, și dragi prieteni, știți cum vorbim noi la fotbal, jucătorii și antrenorii sunt în vacanță, mai ales la capătul unei adevărate și frumoase performanțe, așa cum este și la Progresul Spartac, dar atenție, Andrei Eremia, invitatul nostru, nu are vacanță, pentru că Andrei le cam face, dragi prieteni, pe toate. Am și văzut Andrei Eremia în această perioadă titulatorii, președintele, antrenorul, patronul, de toate, mai de toate, fotbalistic vorbind, cu pregătirea la prima echipă, Andrei Eremia. Da, nu sunt un simplu antrenor, pot spune că sunt un manager pentru că fac foarte multe lucruri și recunosc că de multe ori mi-a fost foarte greu să mă focusez pe ceea ce era cel mai important pentru mine și e, anume partea de antrenorat. Însă, efectiv, a trebuit să o fac pentru că suntem un club mic. Sunt, așa cum am mai spus, câțiva oameni care contribuie în mod important la organizarea și la desfășurarea activității. Și adevărul e că suntem câțiva multitask. Trebuie să facem mai multe lucruri. Asta e realitatea. Sigur că ne-am dorit să avem mai mult ajutor, dar ne-am descurcat cu ce am avut și până la urmă am reușit. Spune-mi, înțeleg că ai licența pro, la ce folosește? Că am văzut că în fotbalul românesc nu e obligatorie. Licența în sine, nu știu la ce îmi folosește sau dacă îmi folosește în momentul ăsta. Probabil că la un moment dat o să îmi folosească, sper să ajung la nivelul la care să... În alt campionat, poate. Da.
Însă, mai mult decât atât, cunoștințele pe care le-am acumulat sau oamenii pe care i-am cunoscut, experiențele din cadrul procesului de la licența pro au fost importante pentru mine, cu atât mai mult cu cât am avut niște colegi de seamă și fost jucători, dar mai important decât atât, antrenori cu succes. Chiar anul ăsta Mâldă a reușit și-l promovarea în Liga 1. La pachet, așa. Și alții, da. Nae Constantin. Da. Și Nae. La pachet. Toată lumea a promovat. Daniel Sima la Ucluș cu echipa de fete, știu că e campion anul ăsta. Toată și... lumea a promovat. Deci este bun pentru viitor această licență. Vom vedea, sper să am nevoie de ea. La Liga 2, din ce știu eu, se poate antrena și cu licența. Da, era o perioadă în care se propunea obligativitatea tehnicienilor de la Liga 2 de a avea licență. Păi nu e încă la Liga 1 obligativitatea. Poate că nu va fi poate foarte, la Liga foarte departe acel moment. Spuneam așadar, Andrei Irimia, că jucătorii sunt în vacanță, bine meritat, dar conducerea, în frunte cu invitatul nostru, dragi prieteni, are mult de lucru, foarte mult de lucru în această perioadă, pentru că nu, Andrei, startul pregătirilor pentru o bună prezență în Liga 2, obiectivul pe care probabil îl veți avea, nu-ți dă timp de regas în această perioadă. Nu sunt foarte multe lucruri de făcut și într-un timp foarte scurt. În primul rând trebuie să găsim un stadion pe care să putem juca, pentru că în Vrabii, unde ne desfășurăm meciurile din Liga 3, nu mai putem evolua. Și aici, bineînțeles, e un aspect foarte important. Și trebuie să depunem dosarul de licențiere pentru Liga 2 și acolo e foarte... În timp util. Documentele la... Da. Bine puse la punct. Da, sunt multe lucruri de făcut și într-adevăr n-am timp nici să respir în perioada asta. Apropo de dosarul de licențiere, unde veți juca meciurile pe teren propriu? Bănuiesc că pe baza proprie nu se poate disputa un meci de Liga 2. Da, încă nu știm, sunt câteva variante pe care încercăm să le accesăm. Rămâne să vedem unde o să reușim. Undeva aproape de București. Ne dorim să fie cât mai aproape de zona noastră, asta cu siguranță. Vor găsi cei de la Progresul Prădoar și poate o variantă, dar te-aș întreba altceva, Andrei Irimia. Cu siguranță că parcursul de până acum, nu neapărat acesta încoronat de frumoasa, promovare în Liga 2 a atras atenția asupra tinerilor jucători de la Progresul Spartak. O situație delicată în acest moment. Dacă vine o ofertă și pare că au început să curgă către jucătorii tineri, care au arătat destul de bine până acum, ce face Andrei Irimia? E nevoie la Progresul Spartak de jucători pentru că echipa să rămână într-o primă fază în Liga 2. Pe de altă parte, cred că ești pus în dilemă dacă niște cluburi importante, nu? Cu forță în România, se uită și cer jucători tineri de la Progresul Spartak. M-aș bucura să se uite, m-aș bucura să ceară, m-aș bucura să-și plătească. Hai să luăm invers, să plătească întâi. Asta înseamnă cu siguranță că noi facem o treabă bună acolo. Plus că noi suntem un club formator și suntem o rampă de lansare pentru tinerii jucători. Deja cred că toată lumea știe lucrul ăsta. Și ești oarecum nevoit de contextul actual, dacă... Sunt nevoit, plus că asta e strategia noastră încă de la bun început, adică nu găsesc o problemă, ba din contră. M-aș bucura să se întâmple lucrul ăsta, pentru că sigur avem și alți jucători tineri care vor veni din spate și vor înlocui pe aceștia. De-abia așteaptă, nu? Exact, de-abia așteaptă. Și noi am schimbat trei generații. Am avut trei sezoane în care am fost foarte aproape de promovare, inclusiv acesta în care am reușit, cu trei generații diferite. Deci am demonstrat că, indiferent de schimbările din cadrul lotului, putem să... continuăm la același nivel. Da, l-am și văzut de altfel, adică bucuria cred că a fost completată într-un fel și de faptul că, na, Ciprian Stanciu, care era un jucător important la voi, marcator, a promovat acum și punctat, la Minaur Baia Mare, adică cred că bucuria voastră este completată și de reușitele unor jucători care au plecat de la Progresul Spartak și iată-i și pe ei, făcând pasul către performanță. Ciprian și Mircea Donca. Ambii au fost capitanii noștri și ambii sunt capitani la Baia Mare. Păi, atenție, dacă îmi dai voie, Daniel Nazare și Andrei Irimia, Mircea Donca, cel care a portat tricou cu numărul 10 în partida... Care a dat exteriorul la primul gol, nu? Da. M-a sunat cineva de la UTA și spunea, bă, fraților, ce lituanien, ce... uitați-vă la zecarul ăsta de la Minaur, cum nu-l vede nimeni. Ăsta e jucător, ce lituanien, ce norvegien. Vasile Miriuță. Aici pe la... Vasile Miriuță de la Minaur Baia Mare a intrat marți dimineață la radio la noi, la execuții matinale și l-am întrebat special de Donca și mi-a zis, are o prietenă din satul mare, semnează cu Baia Mare în continuare. Nu, dar apropo de calitatea unor jucători care au trecut și pe la Progresul Spartak și repet, cineva de la UTA îmi spunea, băi, repede, spune-mi cine este Carola, ăla, că l-am remarcat imediat. Și tot felul de stranieri. Uite ce jucători de calitate avem noi aici. Apropo de jucătorii care, iată, au plecat de la Progresul Spartak și ei, alături de voi, au promovat acum. Câți ani are Donca Decaru? 96, parcă nu spun. 96 sau 95. E un pic mai experimentat, să spunem așa. Da, față e trecut de prima tinerețe. E un jucător foarte bun. Și nu doar el. Eu sunt de părere că sunt destui jucători români buni, care dacă ar primi o șansă, ar putea să demonstreze. Iar Progresul Spartak, cred că
arătat destul de clar lucrul ăsta. Și noi avem jucători care sunt absolut siguri că vor face față cu brio la Liga a doua și pentru ei va fi o rampă de lansare, poate chiar pentru nivel superior. Nu te-am întrebat degeaba despre locul de disputare al partidelor din sezonul următor. Vreau să știu, dacă tot spui că ai antrenat foarte mult în Cotroceni, dacă ai mai fost pe baza din Cotroceni, să vezi cum se mai prezintă teren. Nici nu știu cum să spun. Din păcate n-am antrenat foarte mult pentru că s-a desființat. Da. Am prins vreo 2 ani în vechiul Cotroceni. Din fericire, am prins acei 2 ani pentru că a fost o perioadă absolut superbă și pentru cei care cunosc stadionul, zona, știu că e ceva deosebit. Dar ai mai fost acolo să vezi cum arată? N-am mai fost de curând, însă din ce știu de la prieteni care progresiști care au mai fost pe acolo, e cumva așa ținut într-o stare latentă. Am înțeles. No. Apropo de a antrena copii, da? De 6-7 ani, 8 ani bănuiesc, nu? În prima perioadă la FCN. Când am început, prima grupa mea era formată din copii de 8 ani pentru că nu existau mai mici. Am înțeles. Știi vreun antrenor cu licență pro care a antrenat copii de 7-8 ani? Nici nu știu ce licență are fiecare antrenor. Nu, din antrenorii, de care ai auzit, de la Liga 1, de la Liga 2. Nu. Am înțeles. Nici noi n-am auzit, dar avem vreo 2 exemple. Da. Da, Andrei, acum... Mihai Teja, nou antrenor de la FC Botoșani, da. A antrenat la Dinamo copii de 8 ani. Da, chiar m-am întâlnit cu el zilele trecute de la noi la bază și da, e un antrenor foarte bun. Pe ce făcea Mihai Teja la voi la bază? S-a întâlnit cu domnul Iftime. Nu. Pe teren neutru. Se desfășoară competiția MFB și copilul lui joacă la, cred că la FCSB. Da. La Botoșani, copilul la FCSB, are da. Are gemeni din ce știu eu. Cred că băiat, fată sau băiat. Nu știu, sigur, dar ne-am întâlnit acolo. Da, Andrei Rimia, ne pregătim deja, deci așadar, pentru Liga a doua, o competiție care se anunță foarte, foarte interesant. Mai toate echipele care au promovat, chiar și Progresul Spartac, în limite rezonabile, să nu spunem altceva, nu? Față de alte echipe, probabil că bugetul este clar mai mic, dar rezonabil se va descurca Andrei Rimia. Se anunță, Andrei, un sezon de bună calitate, echilibrat. Echipele care au venit de la Liga a doua, mai toate emană forță fotbalistică și ca organizare, așa, deci anunță un sezon remarcabil pe care cred că abia l-aștepți. Da, abia l-aștepți. Va fi un sezon interesant. Am văzut și la meciurile de baraj stadioane pline și de-abia așteptăm. E o provocare pentru noi să jucăm cu echipe cu tradiție, cu suporteri pe stadioane importante ale țării. Sper ca Dinamo să participe în competiție și Steaua, Dinamo, Oțelul, toate sunt foste campioane, poate îmi scapă vreo altă campioană. Da, o competiție foarte, foarte interesantă, dar mă gândesc, Andrei, dacă îmi dai voie, Progresul Sparta cu echipă ușor de citit de către adversarii din Liga a doua. De ce spun asta? Am reținut la partida pe care am văzut-o la Tunar, stai să nu greșesc, cu mingea la picior, mereu un atac, Progresul Spartac. Da. Cam asta este așa, deci asta să avem posesie către poarta adversă întotdeauna. Cam asta e filosofia de joc la Progres, greșesc, pe care o spune galeria. Da, este sloganul nostru încă de la început. Respectă ceea ce este pe teren, sloganul acesta de la galeria. Și încercăm să respectăm prin ceea ce facem pe teren, scriind în toate meciurile din sezonul ăsta. Poate deci n-a fost nicio partidă în care Progresul nu a marcat. Nu, poate fi chiar singura echipă din Liga 3 care a scris în toate meciurile. Cum ți se pare sistemul ăsta la Liga 2 cu desfășurarea unui singur tur de campionat, fără retur și cu play-off și play-out, fără înjumătățirea punctelor? E un soi de, cum să spun, de neconcordanță cu fotbalul nostru, pentru că la Liga 1 avem tur-retur și avem și înjumătățirea punctelor. Aici e invers, adică cum vezi? Iar la Liga 3 e diferit de asemenea. Știu, sunt trei ligi cu trei sisteme total diferite de competiție. Și o singură federație, da. Da, sincer, nici n-am avut timp să mă gândesc la sistemul. E foarte important că s-ar putea să joci la Baia Mare. Este, numai că... Este avion. Da, bine, la Baia Mare cred că ne descurcăm, ne așteaptă Mircea cu chip. Dar ce am învățat în decursul timpului, pentru că și la Liga 3 noi când am promovat, campionatul se desfășura în modul clasic, tur-retur, după care odată cu venirea pandemiei s-a schimbat, iar s-a adăugat ceva sezonul ăsta și am avut parte de un sezon în care am jucat sezon regular, play-off cu tur-retur, tur, sau mă rog, fiecare cu fiecare de trei ori, plus baraj, semifinală, finală. Și atunci, sincer, n-am avut în cap decât să mă adaptez la sistemul competițional și să fac mai bine. Ceea ce vom face și la Liga a doua. Dar ce e mai bine? Să joci mai multe meciuri sau mai puține meciuri? Pentru că există chestia asta. Federația spune, domnule, nu poți să joci și tur și retur și play-off și play-out. Hai să jucăm tur și jucăm play-off sau play-out. Și sunt mai puține meciuri invocându-se faptul că, domnule, nu statea cheltuieli financiare. Păi sunt două aspecte. Din punct de vedere financiar, evident că e mai bine să fie mai puține meciuri, mai ales că... Nu, cum îți dorești tu? Asta e... Eu îmi doresc să fie mai multe meciuri, pentru că vorbim totuși despre fotbal, despre niște jucători, mai ales la noi tineri în dezvoltare, iar ei au nevoie de o competiție puternică cu meciuri multe.
Da, Andrei, cred că trebuie să risipim din start această oarecum emoție, pentru că erau foarte multe voci care s-au uitat la echipele care au promovat și spuneau, băi, Dumbrăvița jos, pălăria pentru oamenii de acolo. Chiar vom vorbi cu portarul, Cătălin Trifon, cel care... Dar ce vedem dacă nu-i la muncă astăzi. Este liber, că am vorbit cu el puțin mai devreme. Și Progresul Spartac, pe lângă celelalte echipe, nu, Andrei, știm că au o susținere largă financiar vorbind. E vorba de Slatina, e vorba de Oțelul Galați, e vorba de Minaur Baia Mare. Deci risipim din start orice emoție legată de participarea în competiție pentru Progresul Spartac la nivel de Liga 2. Vom participa, dacă la asta te referi. Da, la asta mă refer. Adică erau destule voci care spuneau, domne, stai să vedem că au promovat, știm că nu e o situație financiară grozavă, dar eliminăm din start orice nelămurire. Progresul Spartac se va alinia, fără doar și poate, la întrecerea de Liga 2. Da. Că cei de la Dumbrăvița au lăsat puțin așa suspans. Au zis, domne, să ne organizăm, să vedem săptămâna viitoare, ne adunăm, discutăm, vedem ce ar însemna. E o comună bogată, am înțeles că e lângă aeroport, acolo sunt vile, lumea are bani, adică nu cred. Da, e bine, totul să fie foarte greu, dar Progresul Spartac... Nu știu care e situația la ei, dar noi nu avem de unde să ne adunăm, că n-am încetat să lucrăm. Chiar imediat după noaptea promovării, lucrurile se desfășoară în viteză și încercăm să punem toate lucrurile la punct cât putem de bine. Da, timpul este foarte, foarte scurt. Când deja, Andrei, prea că ai stabilit deja reunirea, eventualul cantonament, primele jocuri amicale, adică încep să se creioneze datele legate de viitorul sezon. Ai spus bine, am început să creionăm, nu sunt niște date fixe, cantonament nu vom, cel mai probabil nu vom face, dar nu consider că e o problemă chestia asta. Ne vom desfășura activitatea în București, așa cum am făcut-o și sezonul ăsta când am promovat. Și rețeta e una bună, asta e. Rețeta. Nu e nicio rețetă, dar cred că... Astea-s condițiile. Astea-s condițiile, noi avem lucrurile destul de clare, principiile noastre de joc deja sunt foarte bine stabilite, staff-ul e același de antrenori și ne putem atinge obiectivele fără să mergem neapărat în cantonament. Dar, Andrei, numai puțin dacă ne-ai văzut de staff. Totuși, la Liga a treia, le-ai făcut cam pe toate, le-ai făcut bine, dovadă această promovare a Progresului Spartac. Totuși, la nivel de eșalon secund, sunt alte cerințe, ești de acord cu mine. Probabil și la nivel de staff, de conducere, va mai veni cineva sau dorești să cooptezi pe cineva lângă tine, lângă voi, să dea o mână de ajutor? Acum, sigur că, într-adevăr, eu am făcut multe lucruri și fac multe lucruri. Nu pe toate, pentru că, repet, sunt în mai spatele. Mai toate, am zis. Da, numai că vreau să evidențiez faptul că sunt totuși puțini oameni, dar sunt în spatele meu, care fac multe lucruri și am toată aprecierea și le mulțumesc din suflet pentru sprijinul pe care mi l-au și ni l-au acordat. Legat de staff-ul meu tehnic, noi tot timpul am preferat să facem niște eforturi și să investim în ce înseamnă calitatea desfășurării activității fotbalistice a jucătorilor, iar asta a însemnat că tot timpul eu am avut asigurat un staff competent și complet în toți anii ăștia, indiferent că am avut un buget mai mic sau mai mare sau ne-a fost greu. Adică avem am antrenor secund, avem antrenor pe compartimente, avem antrenor cu portarii, avem preparator fizic, avem fizioterapeut. Nu la asta mă referam, ci la nivel administrativ, adică un manager, un președinte, ceva de genul ăsta, da, care să se ocupe, să te mai degreveze pe tine de alte probleme, pentru că, sigur, la Liga a doua este alt ritm, alt volum de muncă, deplasările sunt lungi, va trebui să te ocupi în special de echipă, probabil. Și... Corect. Tu ai subliniat foarte bine. Eu vreau să evidențiez că, din punct de vedere al staff-ului tehnic, suntem pregătiți. Da, asta da, știu foarte bine asta. Și... Iar la nivel administrativ, într-adevăr, repet, ai punctat foarte bine, știm cu toții că e nevoie de... sau e un alt nivel, sunt mai multe cerințe la Liga 2 și, da, avem nevoie acolo de cineva care să se ocupe de lucrurile astea și să o facă bine, într-adevăr. Andrei Rimie e un antrenor superstițios? Nu. Absolut deloc? N-am nicio superstiție. Cred pur și simplu că, indiferent de situație, se pot găsi soluții să câștigi orice meci. Acum vorbesc și din punctul de vedere al celui care era underdog, avea puține șanse să reușească, dar de multe ori am arătat că chiar dacă nu suntem favoriți, putem să reușim. Și mi-aduc aminte de eliminările din Cupa cu Steaua, cu Rapid și nu numai, dar n-am nicio superstiție. Spune-mi, după meci a doar greu? Indiferent de victorie sau înfrângere, sau e o diferență? Sunt epuizat de multe ori după meci. Asta înseamnă că dormi. La un moment dat adorm, eu nu mai dorm, adorm. Da. De obicei după meci îmi place să mă uit la ce s-a întâmplat, să analizez, să am o primă... Câteodată îți place cum te vezi pe banca tehnică sau nu? În afară de analiza echipei și a jucătorilor, îmi fac analiza proprie. Uh-huh. Tot timpul și de mult, încă de când antrenam cu echipieri.
Și tot timpul s-au făcut progrese? S-au făcut progrese, dar încă se mai pot face progrese. La progrese s-au făcut progrese. Am și văzut aia, Daniel, progresul progresează pe site-ul oficial al echipei, adică progresul progresează către Liga a doua. Am avut Andrei, ne știm de foarte multă vreme și chiar mă bucur așa de faptul că un antrenor tânăr, ca și tine, a făcut pași către performanță în condiții mai dificile față de alte echipe care au ajuns și ele la Liga a doua. Și am văzut meciul de la Tunari, am și vorbit înaintea partidei, cu un tehnician care a venit din China. Cunoscut și el, Florin Pârvu, că pot să-i dau și numele, și îmi spunea, zice Ionel, deci, repet, venit din China după vreo 5 ani, acolo, la o echipă Under 19, după aia la o echipă de Liga 1 în staful ăsta. Interimar, da. Da, noi, eu și cu Daniel Nazare, ne pretindem specialiști, până la un punct probabil că suntem, dar mi-a plăcut teribil ce spunea Florin Pârvu, el care e rupt de România de foarte multă vreme. Zice, băi, cum au executat acea fază fixă la 1-0 la Tunari, și după care îmi spune Ionel, echipa asta la 3-0 face pressing în minutul 75. Adică antrenorul, tehnicianul, vede altfel față de noi anumite aspecte din astea tehnico-tactice și îmi spunea, uite, echipa asta se vede clar că este lucrată. Sunt niște principii, sunt niște culoare. Și faptul că face pressing la 3-0 în minutul 75 arată și o pregătire fără cusur, Andrei Irimie. Spunea Florin Pârvu. Mulțumim pentru aprecieri și... E și preparator fizic sau doar antrenor? Eu? Da. Nu, nu. Avem un preparator fizic foarte bun și a ajutat foarte mult în sezonul ăsta sau a contribuit foarte mult la performanța echipei și a jucătorilor la nivel individual din punct de vedere fizic. Deci a fost bine, Florin Pârvu. Da, și mulțumim pentru aprecieri și ne bucură foarte tare când oameni, cu atât mai mult specialiști, apreciază ceea ce facem prin jocul pe care îl prestăm. Pentru că, până la urmă, asta vrem să atragem prin fotbalul pe care noi îl practicăm. Dar e valabil, Andrei Irimie, acea maximă are cum fotbalistică, că echipa trebuie să exprime pe gazon chipul antrenorului? Până la un punct sau în totalitate, nu? Cu siguranță. Pentru că antrenorul își impune niște principii și dacă o face corespunzător, se vor vedea și în timpul meciului. Se poate, pe de altă parte, de exemplu, o echipă este condusă, dau un exemplu, de Daniel Pancu, un fost apreciat atacant. Echipa respectivă, Andrei, ar trebui să arate mai bine pe partea ofensivă și vin și cu cealaltă variantă. Emil Săndoi, cel care a condus Schindia, nu? Un apreciat fundaș central. Echipa ar trebui să fie mai precaută. Apropo de asta, că echipa arată echipul antrenorului. Ionele, asta se întâmplă pe la rugby, că ai antrenor cu apărare, antrenor cu trei sferturi, antrenor nu, cu... Nu, vreau să-l întreb dacă se axează mai mult un antrenor de genul ăsta, fiind fundaș de meserie, când v-ați și cunoscut, sau atacant, echipa pe care o pregătește, evident, și în funcție de jucătorii pe care i-are la dispoziție, să arate oarecum mai bine pe partea ofensivă, să fie mai preocupată de defensivă, sau, ideal ar fi, Andrei, să ai un joc complet. La cel mai înalt nivel, cu siguranță, cred că vorbim despre fotbal total și joc complet. La noi, noi spunem la noi. Dar nu, bine, dacă ne gândim și la Atletico Madrid cu Simeone, sigur are un stil reactiv, mai defensiv și așa mai departe. Nu știu dacă are neapărat legătură cu poziția pe care ai avut-o ca jucător. Da. Eu, spre exemplu, bine, eu n-am avut o carieră de fotbalist, dar acolo cât m-am jucat de fotbalistul puțin... Jucător, Andrei, jucător. Jucător, da. Eram... fundat sau mijlocaș defensiv, însă mentalitatea mea e una în direcția ofensivă, atacului. Am și văzut la partida la Tunari, au fost o serie de vreo... Bine, ăsta a fost nivelul, cel puțin până acum. Vom vedea dacă progresul Spartak respectă această strategie și la nivel de Liga a doua, pentru că foarte probabil Andrei Irimie, în funcție de adversar, va lucra la partitura respectivă. Dar la meciul cu cei de la Tunari a fost o serie de vreo 30 de pase consecutive, ceea ce nu prea vedem, Andrei, serios vorbind, în fotbalul românesc. În special la nivel mai mic, așa, Liga 2, Liga 3, o posesie atât de prelungită, nu prea vedem, realist vorbind. Păi, da, nu doar la meciul cu Tunari facem chestia eu asta. Pe acela l-am văzut. Nu e o chestie întâmplătoare, ci e o modalitate prin care încercăm să creăm niște spații pe care apoi să le folosim, să le atacăm. Și alteori e o modalitate prin care încercăm să ne apărăm și preferăm să ținem mingea. Și atenție, același antrenor ne spunea, iată că această posesie prelungită este în jumătatea adversă de teren. Lucru și mai important de subliniat. Da, face parte din stilul nostru de joc, e un principiu important și cu siguranță o să-l vedeți și la Liga a doua, cel puțin vom încerca să-l arătăm. Ai vorbit mai devreme de Diego Simeone. Ai vreun antrenor la care te raportezi sau la care te uiți, de la care te inspiri, o echipă, un anumit stil de joc? Mă uit la foarte mult fotbal, la mulți antrenori, studiez cât pot diversi antrenori și nu doar din fotbal. Spre exemplu, acum e finala NBA și mă uit la... Te uiți la meciuri. Mă uit la meciuri și îmi place Greg Popovich de la San Antonio Spurs, îmi place Stephen Kerr de la Golden State. Ai abonament la NBA? Nu îmi place să mă uit, dar nu doar că îmi place să mă uit, ci... Adică vezi meciurile live sau le vezi înregistrat?
live ar trebui să le văd pe la 4 noaptea și uneori, după cum ți-am zis mai devreme, adorm. Și dar ai cont sau unde le vezi? Le văd pe YouTube, caut, găsesc. Păi Andrei, dacă îmi dai voie, uite-te acum, că la Liga ta nu prea o să mai ai timp așa. Deci te inspiri din punct de vedere tactic sau al sportivilor? Sau ce te atrage la chestia asta? Mă inspir din multe puncte de vedere. Și din comportamentul antrenorilor, și din modul în care vorbesc, și din modul în care gestionează anumite situații în vestiar. Pentru că mai, uneori am acces și la... Adică pot să vezi chestiile astea. Chiar și la anumite mișcări ale jucătorilor, chiar dacă poate sună ciudat pentru multă lume, dar mă uit la sporturile colective și încerc să văd sau să fur anumite mișcări pe care le pot adapta, evident, în jocul echipei și fac chestiile astea, mai ales când e vorba de schimb de locuri, de cum eliberăm anumite spații și cum le folosim. Interesant. Cum punem anumiți jucători. N-am mai văzut un antrenor de fotbal să uită la basket. Dar din fotbalul modern îmi place Nagelsmann foarte mult. Da. De ce? Că e tânăr ca și tine. Apreciez chestia asta, e foarte tânăr, e mai tânăr decât mine, da. Eu la un nivel puțin mai ridicat decât mine. Deci n-ar putea să antreneze progresul Spartac fără dar și da. Poate, e prea fragil. E incredibil dacă stai să te gândești că el la 28 de ani antrena în prima ligă în Germania. La Hoffenheim, da. Bine, asta se poate întâmpla doar acolo, mai greu pe aici. E un subiect foarte interesant, fotbalul german, și nu doar fotbalul german, ci în modul în care își dezvoltă ei antrenorii în Germania, pentru că dacă stăm să ne gândim cei mai buni antrenori acum sau printre cei mai buni sunt germanii, Klopp, Tuchel. Nagelsmann. Dar ce are Nagelsmann față de ceilalți antrenori? Sau în viziunea ta, bineînțeles. Hansi Flick iarăși îmi plăcea foarte mult. Nagelsmann e un inovator. E foarte curajos. E setat pe atac. Și are niște metode de antrenament. Și nu numai de antrenament, ci și o partitură de joc foarte interesantă, cu multă mobilitate. Schimbă foarte des și foarte bine sistemele în timpul jocului. Și repet, îmi place foarte mult că e inovator și curaj. Da, pe atac, progresul Spartac. Adică ce diferență este între Germania și progresul Spartac. Andrei Rimea, cum au privit tinerii jucători ai tăi această frumoasă performanță? Pentru că erau și ei la curent, urmăreau ce se întâmplă cu alte echipe care cuprindeau foarte mulți jucători experimentați la tine, majoritatea foarte tineri și au realizat o performanță cu adevărat notabilă, această promovare. Cum le-a picat lor? Cum s-au exprimat ei? Cum s-au bucurat, să spunem? Ionel, mi-aduc aminte de meciul retur cu Arsenal Tunari, că am jucat cu ei de 7 ori în sezonul ăsta, cred că e vreun record mondial, ceva la cel puțin. Și niciodată n-ați pierdut. Și am avut 4 victorii și 3 egaluri. Și înainte de meciul retur din finală, după ce câștigasem cu 4-0 la ei acasă, eu sincer am fost foarte stresat. Chiar dacă din exterior... Totul părea rezolvat deja după prima mașă. Mai mult cât mă întâlneam cu antrenori, cu lumea, am avut și un curs la licența pro în care mă felicitau, dar eu știam că mai e un meci și se poate întâmpla orice. Nu mai zic că dacă cumva n-am fi reușit promovarea... Era cel mai slab antrenor din lume. Exact, cred că plecam... Nu, dar aș vrea să fac o completare. Eu am fost la partida tur, câștigată de asemenea clar de 4-0 de formația Progresul Spartac. Și încă de atunci am lăsat invitația lui Andrei Rimea. Eu mă înscriam în corul celor care spuneau Andrei, 4-0, gata, s-a terminat. El spune, Ionel, te rog frumos, vorbim miercuri seară după partida retur, ca să vedem dacă sâmbătă va fi prezent la Metropola TV. Adică se vedea preocuparea asta a ta și a staff-ului, de altfel, imediat după meci. 4-0, conturile erau închiate, pentru că și cei de la Tunari, realist vorbind, am vorbit cu ei după meci, domne, doar să facem o figură frumoasă în retur, să întoarcem scorul, e imposibil, spuneau ei. Dar tu ai rămas la fel de precaut și probabil că asta ai transmis-o și jucătorilor. Păi dacă ne gândim acum repede între noi, găsim câteva exemple din astea. Era cazul la tine acum. N-ai de unde să știi până nu se termină. Totul se încheie când fără arbitru. Deci ai ținut echipa în priză până la ora și pe parcursul partidei. Deci eu am fost la modul sincer foarte stresat în zilele alea și pentru că zboară gândurile și încercam să le trag înapoi și să mă concentrez la meciul pe care îl mai aveam de disputat și bineînțeles să le transmit jucătorilor chestia asta pentru că nu ne puteam permite să ne considerăm câștigători dinainte. Ei fiind foarte tineri, nu știam exact cum o să reacționeze, dar mi-aduc aminte cu plăcere de momentul în care am venit la stadion înainte de repede returul finalei de baraj cu Arsenal Tunari și a venit un jucător care a și marcat în meciul ăla de 17 ani la mine și încerc să să creez o stare bună în cadrul echipei când vin la stadion și când vorbesc cu ei, întreb Matei ce faci și dea tot un zâmbet. Și inocența asta și dezinvoltura asta a jucătorului de 17 ani, acum mi-a dat oarecare liniște, să zicem așa. Plus că băieții sunt o combinație interesantă între jucători foarte tineri, cum v-am spus, și jucători tineri,
dar care au ceva experiență la nivelul ăsta, adică au trecut deja prin niște baraje și cu Slatina unul dintre ei niște ani, în care în ăștia 5 ani de Liga 3 noi am fost tot timpul între primele 3 echipe. Și am avut parte prin cu... plan, mereu, da. Nu, dar mă refer la faptul că am avut parte, cum spuneam mai devreme, de meciuri cu echipe foarte tari, puternice. Care l-au folosit jucătorii. Exact. Tineri. Și toate, în cupă, iarăși. Și toate experiențele astea i-au ajutat foarte mult pe ei. E, și sunt jucători de 22, 23, 24 de ani, dar care au o stăpânire de sine, care au dobândit o maturitate și cumva la meciuri retur au știut să gestioneze lucrurile în așa fel încât să nu avem parte de surprize. Da, Andrei, vorbeam mai puțin, Daniel, vorbeam clar de ceea ce urmează, pentru că încet, încet ecourile acestei frumoase promovări se sting. Ele fac loc grijilor, preocupărilor legate de Liga a doua. Evident că dorești să păstrezi acest lot de jucători și să lipești, cam acesta este cuvântul, da. Azi 2-3 fotbaliști, nu? Probabil, de o calitate oarecum superioară, nu greșesc, cumva? Da, e nevoie să completăm lotul, cu siguranță. Încercăm să aducem niște jucători care să aducă plus valoare și să completeze anumite poziții unde considerăm noi că e nevoie. Cunoaștem deja o parte dintre cei pe care vrem să-i aducem pentru că au fost jucători la noi și putem să... Ar fi ideal așa, să-i readuci pe cei care știu foarte bine sau parte da, din ei. Nu pe cei de la Baia Mare, e clar, nu putem. Nu mă refeream la ei neapărat. Da, știu, da. Dar sunt câțiva jucători pe care încercăm să-i repatriem și e bine pentru că noi îi cunoaștem, ei ne cunosc stilul, cunosc clubul, ne cunosc pe noi și atunci e mai ușor să integrăm și credem că asta poate fi un atu pentru echipă. Spune-mi, te rog, ai spus că ai foarte mulți jucători tineri. Cum împaci educația lor cu fotbalul? Cum împaci alimentația lor cu fotbalul? Pentru că sunt lucruri care contează. Sunt aspecte foarte importante și sunt aspecte despre care vorbim și încercăm să îi direcționăm și să le oferim informații și nu doar informații, ci facem și lucruri în sensul ăsta încă de la vârstele fragede, încă de la juniori. Și mulți dintre ei sunt obișnuiți deja cu aceste lucruri. Iar ideea, gândiți-vă că sunt jucători care joacă de 2 ani, au 17 ani, joacă de 2 ani la noi în echipă. Ca să la Liga 3, un nivel de la Liga 3, în primele echipe. Corect. Și prin Cupa României tot ei au jucat și au și marcat goluri cu echipe deși din... Deci te-au supărat că făceau poze pe la Craiova, schimb de tricouri, da, dar a depășit momentul ăla. Da, da, am învățat și din momentul ăla. Corect. Și ne-a ajutat. Ei, ca să poată să facă față, pentru că nu-i puțin lucru, imaginați-vă într-un baraj, ați văzut care au fost rezultatele celorlalte meciuri de baraj, foarte strânse, foarte disputate, nu s-a știut până în ultima, nu știu, poate până în ultimile minute cineva, au fost 2 la penaltiuri. Noi am câștigat Detașat. Clar. Cu niște jucători foarte tineri, cu cea mai mică medie de vârstă. Ca jucători ăștia să poată face lucrurile astea, ei au fost pregătiți. N-ai cum altfel, nu există. Să poată să facă pasul de la juniori la seniori și să o facă în felul ăsta. Au fost pregătiți de către antrenorilor de acolo, de către tot ceea ce facem noi. Au fost inclusiv, pregătiți fizic, dar din punct de vedere educațional sau aici vreau să ajung. Nu doar fotbalistic, nu vorbim doar de partea fizică, adică tehnică, știu ce trebuie să mănânce? 100%. Ei au un preparator fizic, au un nutriționist cu care discută, unde se duc tot timpul și nu de acum, de câțiva ani. Sunt dintre ei, vă spun sincer, care și știu asta, își pregătesc, cântăresc ce au de mâncat, știu să își și fac. Bine, chestii da, normale, simple, da, niște banale, paste, da. Niște... Dar numai că au preocuparea asta și obiceiul ăsta e mare lucru. Toate lucrurile astea au făcut pe ei să poată să facă față la seniori, pentru că dacă îi cunoaște sau cine ar cunoaște, nici nu sunt niște juniori foarte puternici fizic. Da, din contră, da. Ei sunt niște jucători mai degrabă firavi fizic, să zicem, sau nu puternici, dar au anumite abilități care îi ajută să facă față. Și la școală ce note au? Da, nu contează neapărat atât de mult chestia asta, adică e important, nu știu dacă nota în sine contează. Nu, important e dacă se țin de școală. Acum, bănuiesc asta, că nu sigur, contează. Nici nu să discutăm despre chestia asta, pentru că nu există să... Păi nu, discutăm pentru că sunt alte cazuri în care sunt conducători de club sau chiar antrenori care spun că, domne, nu contează școala atât de mult. Ce n-ai auzit? Eu am auzit la televizor. Da. Nu, mă refeream că la noi nu există. Ok, da. Dar asta te întreb. Dar, îi încurajez, adică dacă au un examen, bănuiesc că poate să se învoiască de la antrenament. Apropo de chestia asta, din jucătorii puțin mai experimentați, nici nu știu cum să le zic, puțin mai vârstă, dar iau 20 de ani, 21 de ani. Sunt studenți și nu studenți la, nu știu, facultăți private, avem studenți la Politehnică, în fine, nu vreau să găsesc facultatea, dar știu că e facultate foarte bună și Politehnica totuși... Da, e chiar foarte bine. Și mai au examene, mă mai roagă să-i învoiesc. Totuși e Liga 3, acum e Liga 2, dar asta nu înseamnă că o să ajungă un fotbalist profesionist care să trăiască din lucrul ăsta. Adică n-ai nicio garanție, oricât de talentat ar fi. Evident.
Pentru ei e doar o etapă intermediară în încercarea de a deveni cu adevărat jucători profesioniști. Da, dar ei au atul ăsta al tinereții. De fapt, ei deja încep să fie niște nume interesante. Și omogenitatea jocului e importantă. Aș face o paralelă, dacă îmi dai voie. Echipe de genul ăsta, cum este și Progresul Sparta, care, din nefericire, nu are un buget foarte mare, dar, pe de altă parte, din fericire, omogenitatea este arma de bază. Și facem o paralelă cu Mioveniu, de exemplu, la nivel de Liga 1. Promovează Alex Pelici, rămâne antrenor și evident că tu, dacă n-ai posibilitate de a face foarte multe schimbări, mergi pe grupul de bază, pe omogenitate. Jucătorii te știu pe tine, tu știi jucătorii. Că mai lipești două, trei piese, cum va fi și la Progresul, este imperios necesar. Dar această unitate, această omogenitate s-ar putea să fie o armă câștigătoare, așa cum am văzut și la Mioveni, că realmente e o performanță pentru ei, că au rămas în Liga 1 cu un buget mai mic, cu jucători care au venit din Liga 2, față de multe formații care erau foarte largi la pungă, plătind generos, dar rezultate... Sigur, acest aspect a fost decisiv pentru noi și l-aș numi o valoare a clubului, adică crearea unei unități de grup și a unei omogenități și continuarea cu niște jucători și nu doar jucători, pentru că și antrenorii noștri, de exemplu, de la juniori, care sunt foarte buni, câțiva dintre ei sunt foarte competenți, nu sunt niște nume în... La prima vedere, așa. Dar sunt niște băieți deschiși, sunt niște băieți dispuși să învețe, sunt niște băieți competenți și chestiile astea contează. Deci, astea sunt niște valori care pentru noi sunt importante. Le dăm șansa, cum și eu am primit la rândul meu șansa să pot să etalez ceea ce știu și să învăț și să mi se dea încredere, asta facem cu toată lumea, indiferent că sunt antrenor. Bineînțeles, dacă o merită. Da, pe de altă parte mă gândesc, Andrei, că această dorită promovare și iată realizată până la urmă, după câteva sezoane în care ați fost acolo, mai de fiecare dată la Mustață, deschide așa un apetit pentru fotbal și mai mare. Probabil că vor veni și mai mulți copii, văzând că se poate fotbal, de performanță și cu bani mai puțin, și văzând că acei copii care fac primii pași către fotbal pot ajunge la un moment dat la clubul unde joacă, să evolueze chiar în Liga a doua. Nu sunt foarte multe echipe de genul ăsta care îți oferă această posibilitate. Și aș completa, că mi-aduc aminte, ne spunea Dragoș Militaru, un alt antrenor foarte tânăr. Zice, băi, când am probat în Liga a doua, telefonul președintelui suna, băi, Gabi Magdaș, pune-l pe ăla, îți dau eu pe ăla, pune-l pe ăla. Iar președintele îmbucurător a mers, nu domne, am promovat cu băiatul ăsta, merg cu el. Așa și la Progresul. Această simbioză, tinerii jucători care pot crește la prima echipă, va naște de acum încolo o și mai mare emulație la Progresul Spartac. Absolut, absolut. Și ne bazăm pe chestia asta, e ceea ce ne-am dorit și sigur va contribui la dezvoltarea clubului, iar așa cum am mai spus, atâtea ori pentru noi copiii și juniorii sunt foarte importanți. Da, da, gândește-te pe de altă parte că și o ofertă bună pentru un jucător poate asigura bugetul clubului, nu știu, pentru 6 luni sau pentru 9 luni. Da, ce m-aș bucura? Știu, te bucuri în primul rând pentru copil, nu neapărat pentru bani, pentru că au o șansă. Acum, dacă sunt foarte mulți talentați sau este unul talentat, nici n-are rost să-l ții aici dacă are o ofertă bună, nu? Nu, dar noi avem discuții foarte sincere și știu, ăsta e iarăși un mare atu în cadrul unui club, să ai niște obiective și să existe niște direcții clare pe care să le comunici, indiferent că e vorba de echipă, de staff, de oamenii care lucrează. Ei știu, băi băieți, le-am spus clar, pentru voi o rampă de lansare, dacă veți avea niște oferte și posibilitatea să puteți juca la un nivel mai ridicat, cu siguranță vă vom susține și veți putea să ajungeți acolo. Da, pe de altă parte, Andrei Irimia, mă și gândesc așa, cred că un tânăr jucător ar trebui să fie foarte, foarte responsabil. Bă, aș putea pleca în momentul ăsta, după o frumoasă performanță la Progresul Spartac, la o altă echipă care, din fericire pentru echipa respectivă, plătește mai bine, are poate condiții mai bune. Dar nu știu dacă voi juca la vârsta asta, la care este foarte important în Liga a doua, nu? Pentru viitorul tău să evoluezi. Ești un pic în dilemă totuși, ca jucător, spun. Tot timpul există genul ăsta de dilemă. Pentru că, într-adevăr, cum foarte bine ai remarcat și se întâmplă, avem jucători care au plecat de la noi la condiții financiare mult mai bune. Dar fără din să punctul ăsta de vedere a fost un pas în plus, însă din punct de vedere fotbalistic, credem că m-au sunat și mi-au spus vrem înapoi, renunț la bani, vreau înapoi. Da, asta nu poate fi decât o bucurie pentru antrenor, nu? Când un jucător, plecat, iată la mai bine, spune după o perioadă, nu foarte lungă, Andrei, vreau să vin înapoi, pentru că acolo e mediul în care mă simt foarte bine, chiar dacă, din păcate, sunt bani mai puțini și poate va veni momentul, nu peste multă vreme, în care și banii pe care îi câștigă jucătorul respectiv să fie, poate, la nivelul dorințelor lui. Bine, aici, din punctul meu de vedere, o problemă, pentru că trebuie să existe un echilibru între ele, adică, indiferent că te duci la un club care îți oferă, din punct de vedere financiar, niște avantaje mai mari, dacă pregătirea din punct de vedere sportiv, nu e cea corespunzătoare, pentru jucător e foarte rău, pentru că nu poate evolua. Și atunci se va bloca acolo, ba chiar va involua. Spune-mi, care este părerea ta despre regula standard 21 de la Liga 1, Liga 2? Sigur că nu te afectează că ai foarte mulți jucători tineri, dar crezi că e bine că se impune o astfel de lege sau lucrurile ar trebui să fie naturale?
Interesantă discuție. Și lungă. Și lungă. Hai să spunem așa, eu cred că e important să, apropo de ce ai spus tu mai devreme cu Donca, să promovăm jucătorii noștri. Dar unii antrenori nu vor să promoveze jucători, vor să-și ia jucători cu experiență să câștige titlul. Da, trebuie găsite soluții în așa fel încât, din punctul meu de vedere, încât jucătorii tineri să aibă o platformă unde să arate ce pot, unde să desfășoare, unde să-și etaleze calitățile, trebuie să fie susținuți, trebuie să găsească un mediu unde să dezvolte, ceea ce e foarte important și foarte rar găsești medii bune pentru propice pentru dezvoltarea juniorilor și tinerilor. Iar federația, sigur că a încercat să facă ceva în sensul ăsta, ceea ce nu e rău ca idee. Acum că ideea poate fi îmbunătățită, ca orice idee, da, se pot găsi. Nu, dar depinde, Andrei, probabil și de clubul la care te duci. Pentru că mâine, dacă, să spunem din fericire, Andrei Iremia ajunge la CFR, obiectivul este imediat. Și tu te vei plia, dacă vei merge acolo, să spun, pe obiectivul echipei, pentru că te-ai fost angajat. Dar am auzit o chestie interesantă, cred că la bulgari, dacă nu mă înșel, sper să nu greșesc, în care au avut și ei ceva asemănător, o regulă asemănătoare legată de Under 21, numai că acum echipele care folosesc jucători sub o anumită vârstă primesc din partea federației o sumă de bani. Sau parcă prin Ungaria era, și prin Ungaria mi se pare. Sigur, acolo era cu jucători care... Și acolo cred că e ceva, dar acum nu de Ungaria, sigur, cred că Bulgaria. De asta mi-a și rămas, că dacă îmi spui de Ungaria, de nu știu ce țări dezvoltate, ok, nu te miră, că te aștepți cumva. Dacă n-am auzit că în Bulgaria jucătorii under, nu știu cât, primesc o parte din salariul e plătit de federație. Ar fi bine pentru Progresul Spartac. Glumim puțin așa, Andrei Iremia și dragi prieteni și Daniel Nazare. Cred că la Progresul ar trebui să-i facă o regulă. Băi, primiți și voi jucători peste 25 de ani. Că la Progresul nu e niciunul peste 25 de ani. Adică tineri avem destui. Mare parte, 90%. Dar la Progresul trebuie să bage federația o regulă. Primiți și voi peste 25 de ani. Că deocamdată n-avem. Da. Cu siguranță, apropo de chestia asta, se trebuie găsite resurse sau trebuie creat un mediu în care societățile, privații, companiile să vină alături de sport, în general de sport și de sportul de performanță. Pentru că noi vorbim de o grămadă de lucruri importante, apreciate de unii și de alții, care necesită multă pasiune, multă muncă, cum spunem, dar necesită și multe investiții. Necesită infrastructură, necesită o stabilitate financiară în mod continuu, pentru că, ok, un an, doi, trei poate, dar nu poate să vină cineva și tot timpul să dea bani, tot timpul să dea bani. Dar uite, Andrei, din punctul ăsta de vedere, ai fost atent, evident, la echipa ta, iar preocupările s-au dovedit a fi utile, iată că Progresul Spartac promovează în Liga a doua. Nu ne mai referim la ce a fost în campionat. La meciul ăsta de baraj, care ar fi explicația, Andrei Iremia, că echipe cu bugete mari, cu jucători importanți, cu antrenori cunoscuți, n-au reușit să facă pasul către Liga a doua, așa cum a făcut Progresul. A fost și în anii trecuți la fel. Și echipe mai slab cotate, uite, spuneam și de Dumbrăvița, o să vorbim cu portarul care lucrează în construcții, de altfel, au dat peste cap aceste calcule. Pe tine ca și finanțator, mă gândesc, eu te pune pe gânduri. Băi, stai puțin. Dacă eu cheltuie o grămadă de bani și pe mine mă bat, mă scot din competiție ăștia care au a 10-a parte a bugetului meu, da, probabil că te face și pe tine să consideri altfel pentru viitor. Da, acum sigur că fiecare club în parte e organizat într-un anumit fel și ei știu cel mai bine ce fac pe acolo. Însă, la diferențele de uriașe buget, chiar. Exact, uriașe, pentru că noi aici nu vorbea cineva, bă, la voi nu e vorba de cu cât mai mult au ceilalți, de câte ori mai mult au ceilalți, adică la nivelul ăsta sunt diferențele. Păi lasă-mă un pic până continui, trebuie să-ți completez, nu știu dacă am spus Daniel, îmi povestea capitanul de echipă de la AFC Odorhei, gruparea care, na, din păcate, într-un fel, a cedat în dubla cu cei de la Slatina și vorbea, pentru că era o echipă în seria noastră prahoveană, această AFC Odorhei. Și vorbea cu un jucător de la CSU Plopeni. E vorba de Mihai Savin, cel care poartă banderola la Odorhei și care a jucat și prin Liga 1. Și Andrei îl întreba pe cel de la Plopeni, zice, băi, dar ce replică bună, da, și alergați, ce devotament aveți, e clar că sunteți bine plătiți, cam ce salarii aveți, frate, acolo? La care cel de la Plopeni îi spune 1500 lei. Savin zice, 1500 de euro. Nu, cel de la Plopeni, băi, ce vorbești tu? 1500 de lei. La care Savin îi zice, e bine, înseamnă că jucați pe prime mari. Replică, 300. Savin, 300 de euro? Nu, domnule, 300 de lei. Apropo de asta, și din fericire, iată că de multe ori Andrei Iremia, nu prea mai contează această stare financiară, nu? Acolo unde este dorință, unde este o pregătire bună, unde există entuziasm. Eu cred că este un punct important, fotbalistic vorbind, acest câștig, adevărat câștig, că echipele cu bugete mai mici, cu jucători serioși, pot da peste cap aceste calcule. Zâmbeam pentru că ceea ce povestei tu e incredibil, izbitor de asemănător cu ce Dar nu e o glumă, știu, așa s-a și întâmplat. La noi e cam la fel, dacă nu la fel. Și mi s-a întâmplat și mie. Da. Dar da, cred că Craiu spunea la om, dacă n-a văzut niciun sac de bani care să joace fotbal.
Și sigur că uneori diferențele astea din punct de vedere financiar pot fi compensate prin pricepere, prin pasiune, prin alte lucruri. Însă, apropo de ce m-ai întrebat tu, să știi că e puțin frustrant, ținând cont că noi suntem un club privat și ne luptăm, mai ales la nivelul Ligii a treia, bine, cred că și la Liga a doua e tot cam la fel, cu foarte multe echipe susținute puternic din bani publici. Și sigur că ne-am dorit și noi să avem nu neapărat o primărie, dar cumva o formă de a putea să ne dezvoltăm. Accesa niște fonduri, da. Mi s-ar părea normal să fie așa. Însă, repet, ceea ce face fiecare în ograda lui știe cel mai bine, dar atâta timp cât există diferențe atât de mari și totuși anumite echipe nu reușesc, apropo de ce m-ai întrebat tu, în baraj să se califice în pofida unor echipe mult mai mici, mai ales că e dublă manșă. Ok, poate dacă e un singur meci. S-a întâmplat ceva. Ai ratat de 10 ori, a dat la un gol întâmplător, nu știu, din offside sau pe contraatac, dar sunt două meciuri. Păi da, uite, Andrei, Dan Alexa e prietenul nostru și chiar vorbeam înainte de baraj. El de-abia aștepta, zice Ionel, îmi place ce faceți voi acolo la Metropola TV și Sport Total FM. Urmăresc atent Liga a doua. Din vară ne vom revedea, spunea Dan Alexa, care era foarte, foarte convins. Ei bine, Andrei și Daniel Nazare, Reșița, care a avut un buget destul de consistent, a pierdut promovarea. Dan Alexa și-a anunțat plecarea, jucătorii importanți pe care el i-a adus pleacă toți în altă parte și cine pierde? Comunitatea locală. Un an pierdut, o grămadă de bani băgați în echipă, protagoniștii pleacă, pentru că asta e viața, dar întrebi de fotbalism, nu? Dar orașul respectiv mai rămâne un an în Liga a treia sau poate mai mulți? Da, în ideea în care în alte serii, într-adevăr, s-a întâmplat ca mari favorite să nu reușească, eu mă gândeam și la următorul lucru, nu știu dacă ați observat că seria noastră sau finala noastră a fost singura finală în care s-au întâlnit două echipe din cele cinci. Din aceea serie, nu? Din aceea serie. Da. Ceea ce probabil înseamnă că a fost o serie destul de puternică, unde mai adăugăm și multe echipe secundare prin divizionalelor. Da, da, da. Rapid 2, Dinamo 2, FCSB 2, FC Argeș 2. E, gândiți-vă că totuși echipele alea au niște centre de copii și juniori performante, cu jucători de perspectivă. Cu sau ar trebui să aibă. Unii dintre ei chiar au. Nu știu, acum toți nu stau. Nu, Rapidul arăta bine, Rapidul. Rapidul, de exemplu, da, și Vali, care e colegul meu la licența Pro, felicit pentru ceea ce a făcut, au avut un campionat în care s-au descurcat foarte bine. Dar nu e suficient, Andrei Rimia, pentru că echipa a doua de la Rapid a fost desființată. Da, asta. Acordând și altfel acolo, centrul de copii juniori va fi altfel reconsiderat, dar cu un impact foarte mare financiar, clar că sunt niște planuri oarecum bine puse la punct la Rapid, da, cu echipa a doua, iar Vali Negru va continua acolo, probabil, în cadrul clubului, pentru că până acum n-ați făcut cantonamente, acum mergând pe la Liga a doua, va trebui să-i mai bagi și în cantonament un pic în deplasări, nu? În primii ani am făcut, n-am mai făcut în ultimii 2 ani, sigur, nu știu dacă în ultimii 3 ani. Dacă te referi să-i bag în cantonament că trebuie să plecăm în anumite deplasări cu o zi înainte, cu siguranță, pentru că sunt distanțe foarte mari. Dar când vor fi meciurile de acasă, bănuiesc că vin direct la meci, nu? Și dacă aș putea, n-aș face altfel. Uh-huh. Și dacă aș avea... Deci modelul englez. Da. N-am făcut niciodată... Au meci la ora 14 și la ora 10 vin la stadion. Da. Doar așa am făcut și... Uite, Andrei și Daniel Nazare, suntem acum cu echipa națională, care, din păcate, nu ne oferă, dragi prieteni, Metropola TV și stimați ascultătorii Sport Total FM, prea multe satisfacții. Dar eu am rămas așa de la Edi Iordănescu, am și colaborat cândva împreună și mai ținem legătura și acum, Andrei, și vreau să supun atenției tale acest lucru. Spunea Edi Iordănescu, zice, domnilor, conducerea clubului lucrează toată săptămâna pentru a crea condiții jucătorilor, pentru a rezolva problemele, pentru a avea cam tot ce este nevoie în dorința de a pregăti corespunzător partida care urmează. Noi, antrenorii, disecăm jocul adversarului, pregătim echipa noastră, facem tot ce trebuie, dar atenție, domnilor, la ora partidei cu toții, dar cu toții depindem de jucătorii din teren. Pentru că acolo, Andrei Rimia, nu prea mai poți să intervii cu mare lucru, nu? Nu, total de acord. Deci ești de acord cu selecționerul? Eu tot sezonul ăsta le-am transmis lor că sunt cei mai importanți, pentru că sunt cei mai importanți, nu era o chestie ca să-i măgulesc. Și gândiți-vă că sunt, mai ales în genul ăsta de meciuri pe care le-am jucat noi, baraje, da? Totul poate depinde de o fracțiune de secundă, într-un anumit moment, în minutul 90 sau mai știu eu ce de o fază. Tu, ca antrenor, crezi că mai ai ce să-i spui jucătorului în momentul ăla? Nu. E vorba de decizia pe care o ai el. Decizie care, sigur, poate fi antrenată și trebuie să fie antrenată în an de zile. Însă, da, sunt total de acord în anumite momente. Eu nu sunt de acord că poate să plece la meci să nu mai vină antrenorul, dacă el îl pregătește de luni până vineri. Nu, și nu contează ce face antrenorul. Sigur că contează. Nu, de Edi Iordănescu vorbeam. Nu, spunea că la ora partidei jucătorii sunt determinanți și are dreptate. Asta este, că nu mai poți să intervii cu foarte multe lucruri în timpul jocului. Anumite indicații, mai schimbi postul, mai faci ceva. Dar dacă se întâmplă cum a fost acum cu Pușca și ca un jucător important, să ratezi o ocazie uriașă, ce poți să faci tu ca antrenor acolo? Nu? În situația aia. Poate lăsa mai puțin la PlayStation, pe Alibek, nu știu.
Sunt mai multe variante. După meci. Știi care este ideea? Mulți cred că a fi antrenor înseamnă să faci primul 11. Și dacă îi așezi pe aia bine acolo, ai câștigat meciul. Nu despre asta e vorba, adică sunt 1000 de lucruri. Să fie antrenor înseamnă foarte multe lucruri. Știu, dar unii așa cred. Dom'le, dacă, cum e Gigi Becali, am dat un exemplu acum, da? Dom'le, dacă am făcut primul 11 bine și am făcut schimbările, gata, am câștigat. Uită de săptămâna de antrenament, de ce se întâmplă cu jucătorii în afara terenului, de multe, multe alte lucruri. Iar eu completez Andrei Rimia, am o vorbă, oarecum, dacă nu pretind prea mult, o maximă fotbalistică, și spun așa. Echipa adversă, Progresul Spartak, joacă cu Dinamo. Progresul se pregătește toată săptămâna pentru a câștiga partida. Chiar dacă, din multe puncte de vedere, pari inferior, la ora jocului te-ai prezentat acolo să câștigi. Evident. Deci, cam asta este. Cu toate aceste diferențe care există, și echipa adversă, mai slab cotată, se pregătește să câștige meciul. Cea mai bună maximă e a lui Johan Cruyff, care a spus că fotbalul e un joc simplu până apar adversarii, nu? Până la ora partidei. Cum zicea și Edi Ordă, cum spune și Andrei Rimia. Deci și adversarul, mai slab cotat, se pregătește să câștige. Cu armele lui, Andrei. Nu? Evident, da. Asta pregătește toată săptămâna. Și uneori e o satisfacție foarte mare. Eu am trăit-o de multe ori pentru că mai tot timpul am fost în postura celui care trebuia să se descurce cu mai puțin și satisfacția e cu atât mai mare că reușești chestia asta. Acum da, uite, va fi companie... mai greu la Liga 2. Va fi mult mai greu. O companie foarte plăcută, Andrei, cel puțin acum la meciurile de baraj. Dorinel Munteanu, nu, care merge cu Oțelul în Liga 2. Vasile Miriuță, e adevărat director tehnic, spunea că nu mai vrea să antreneze. Ciprian Danciu. Este Ciprian Danciu acolo, dar are și Vasile, fără doar și poate, are un rol important acolo, nu? Ovidiu Burcă, un antrenor iar cu licență pro, cu trecut în Germania. Cred că și pentru tine, Andrei, o companie plăcută să te regăsești lângă antrenori de genul ăsta, cu mare experiență, care au făcut pasul alături de tine în Liga 2. E onoare și o provocare pentru mine. Dar să-i prindem noi în Liga 2, nu vor avea viață ușoară cu Progresul Spartak și cu Andrei Rimia. Cu siguranță vom încerca, vom încerca să facem ce am făcut și în Liga 3, dar bineînțeles că la nivelul Liga 2. Nu, dar gândește-te că Dumbrăvița sau Progresul Spartak, dacă retrogradează la anul, sigur că vă doriți să rămâne. Dar dacă veți retrograda, nu e nicio tragedie, adică e doar o experiență din care învățați, mai e timp. Adică nu cred că faci un capă din țară, de capă de țară, să nu retrogradezi. Că nu vă comparați la niciun capitol cu celălalt echip. Da, probabil că se poate gândi și așa, însă, sigur, noi vrem să facem o figură frumoasă și... Ce înseamnă figură frumoasă? Figură frumoasă înseamnă să etalăm același fotbal de care spuneai tu că da. Oamenii... Asta nu-ți garantează un loc peste poziția iar 14. Prin stilul ăsta de joc să fim... Bine și rezultatele. Să fim în primele 14. Ah, am înțeles. Nu, dar Daniel și Andrei, cu siguranță că dacă jocul este unul la nivel ridicat, poate că ai pierdut o partidă, poate că ai pierdut două, dar când se trage linie, dacă calitatea prestației este convingătoare, se va vedea în clasament acolo. Când ai această continuitate. Pentru că noi de foarte multe ori, Daniel și Andrei, ne uităm la scorul final, fără să vedem cu claritate faptul că jocul merge. Fotbalul nu e matematică. Nu, dar dacă jocul mi-e fără niște perspective, Andrei, că vom putea ajunge undeva. De ce? Am pierdut cu 1-0, am ratat 3 ocazii, am dat un gol de la 25 de metri. Dar jocul nostru, în general, a fost bine creionat, nu? Dar trebuie să vedem mai mult și partea asta, oarecum, în afară de rezultat? Eu, ca antrenor, cu siguranță că trebuie să văd și văd. Nu, și noi care comentăm și noi care ne uităm. Da, nu știu, acum suporterul... Suporterul mai puțin, că el vrea rezultate. Suporterul e de rezultate, în general. Exact. Dar partea asta e importantă, nu? Să vedem dacă jocul ne oferă ceva perspective. Dar ca și conducător, spun, pentru tine, antrenor. Dar ce am observat în decursul anilor ăstora, prin jocul pe care... Uneori, pe care l-am încercat să-l etalăm și uneori ne-a ieșit, chiar și spectatorii necunoscători, să spunem, nespecialiști, apreciază când văd un fotbal ofensiv, un fotbal atractiv, un fotbal în care tu spuneai că sunt multe pase și așa mai departe. Și de multe ori au venit la mine suporteri care au spus, băi, chiar ne-a plăcut cum a jucat sau ce am văzut acolo. Și asta contează. E ca la un spectacol de teatru unde te duci și vezi o piesă bună, niște actori pregătiți, râzi, aplauz la final, bineînțeles dacă e comedie, dacă dramă nu o să râzi. Ștergi lacrimile. Da, e un spectacol, e un spectacol și cred că toată lumea trebuie să înțeleagă că trebuie să facem în așa fel încât spectacolul ăsta să fie căutat și vizionat de cât mai mulți oameni. Ce face Andrei Rimia în momentul în care nu e implicat în fotbal? Nici măcar nu se uită la televizor să vadă basket sau să ducă nu știu ce hârtii pe la club. Ce face? Câte ore mai rămân? În afară de somn, bineînțeles,
pe care le dedici, nu știu, altor lucruri, unui hobby, familii, pescuit. Mai pe sunt întrucătură, sincer, mă gândeam acum ce mai fac. În ultimii ani, nu știu dacă am mai făcut altceva. Înainte, îmi plăcea să joc tenis și jucam destul de mult tenis de câmp, tenis de câmp. Deci în rest nu mai faci altceva? Mai mergeam la teatru, am mai fost, îmi place să merg la comedii în special. Mai mergeam la film să mai destin. Mi-aduc aminte, nu mai mi-aduc aminte de când ai fost. Cam astea sunt lucrurile pe care le făceam. Îmi place să călătoresc, dar iarăși timpul e destul de puțin. Lasă că vei călători în Liga a doua, distanțele sunt destul de plăcute. Vei călători și vei avea timp în sezonul care urmează. Andrei, trebuie să recunoaștem un alt lucru. Tinerii jucători de la Progresul Spartac au atras, meritat atenția, unor echipe din eșalonele superioare. În această lume a antrenorilor, cu siguranță că și numele tău, Andrei, atrage. Pentru că, iată, această performanță vine ca o încununare a unei activități frumoase. Cel puțin deocamdată, așa cum ne spunea de fiecare dată, rămâi focusat. Deocamdată. Focusat pe Progresul Spartac. Dar probabil că și visurile tale capătă, din multe puncte de vedere, contur. Ca tehnician, ca antrenor pentru viitor. Eu tot timpul am avut, cum să zic, dorința, ambiția să ajung la un nivel cât mai înalt. Însă tot timpul ăsta am fost conștient că trebuie să parcurg niște etape și trebuie să fac cât mai bine. Și mai mult decât atât trebuie să demonstrez că sunt bun. Cred că demonstrezi. Tot timpul trebuie să demonstrezi în meseria asta. Și mi-aduc aminte și sezonul trecut. Pentru că sezonul trecut a fost unul în care, nu știu cine, ok, culoarea a fost favorabil. Dar noi am renunțat la toți jucătorii importanți, drept dovadă, Mircea Donca și Ciprian Stanciu, doar câțiva. Da, o parte din ei. Am renunțat la un lot întreg după meciul cu Slatina. Și au venit jucători foarte tineri din cadrul Academiei. Deci nu știu câți oameni au fi un risc asumat oarecum de tine, pentru că oricum te gândeai la începutul sezonului la același obiectiv, play-off și promovare. Un risc asumat și mi-aduc aminte că au fost niște discuții cu, mă rog, persoane din, nu din cadrul clubului, care îmi spuneau ceva genul, bă, tu nu mai ai ce să faci aici, ai făcut maxim din ce puteai să faci. Păi, când am auzit chestia asta, am zâmbit, am zis ok, dar în mintea mea și în sufletul meu era o ambiție. Nu, dar s-a amplificat ambiția de a arăta că se poate încă o dată, chiar când lumea nu-ți dă șanse sau nu crede că poți face mai mult de atât. Da, într-o meserie, Andrei, dacă îmi dai voie, în care, iată, vedem și la nivel de primă ligă, se cam împărtă aceiași antrenori. E destul de greu să penetreze acolo și foarte probabil când ai ajuns acolo vei dori să te menții, nu? Pentru că ești de acord cu mine. Greu să ajungi la Liga 1. Vezi că pleacă X de acolo, să duce în partea elaltă. Y de acolo, să mută în partea elaltă. Cam același nucleu de antrenori. Acum, din fericire, spun eu, iată, că a penetrat într-un fel Adi Mihalcea, care vine un fel ca și tine, Andrei Eremia. Vine din spate, a dus o echipă frumoasă, Unirea Slobozia, care nu avea prea multe argumente în play-off, acolo prestații foarte bune, și iată că a venit și pasul pe care Adi Mihalcea l-aștepta. Promovarea la Chindia. Probabil că și pentru tine va veni la un moment dat acest culoar, nu? Pe care sunt sigur că ți-l dorești. N-ai de unde să știi. De dorit? Bineînțeles că îmi doresc, asta spun, că îmi doresc să ajung la un nivel cât mai înalt. Nu știu când și dacă va veni. Ce știu eu, că am promovat cu Progresul Spartac și că urmează un sezon foarte dificil din toate punctele de vedere, nu mă refer neapărat sportiv, în care vreau să fim cât mai bine pregătiți și să arătăm că suntem buni. Arăți, te uiți în permanență și la Liga a doua. Diferențele, Andrei Eremia, sunt foarte mari, din multe puncte de vedere. Lăsăm, dă-l încolo de buget, că uite, din fericire, nu neapărat bugetul nu face buget diferența. Așa, fotbalistic vorbind. Ca și viteză de joc, ca și calitate tehnico-tactică, ca și multe alte aspecte legate de organizare fotbalistică. Diferența este destul de mare între Liga a treia și Liga a doua? Între Liga 3 și Liga 2 cu siguranță este, dar între anumite echipe de Liga 3, între primele echipe de Liga 3 și echipe de Liga 2, destul de puțin sesizabilă. Bineînțeles că există o stratificare și la Liga 2, că sunt echipe de prim plan și sunt echipe medii sau echipe slabe. Mai depinde la ce ne raportăm. Noi am avut ocazia în anii ăștia, asta spun, pentru noi a fost un avantaj că suntem în București și în zona asta, cred că nivelul e mai ridicat decât în țară. Nu vreau să supăr pe nimeni sau să jignez, dar am putut să jucăm cu Steaua, am putut să jucăm cu Rapid, am putut să jucăm cu Farul Constanța și nu numai, și alte echipe. Și în cupă, meciuri importante, exact, de primă ligă. Da, și chiar și meciurile amicale putem să jucăm cu echipe de primă ligă sau de Liga 2. Ai fost mereu căutat de altfel, tocmai datorită calității, nu? Da. Jucătorilor, Progresul Spartac a fost o abonată la jocuri de verificare cu echipe de Liga 1 și de Liga 2. Ei, și pentru noi a fost extraordinar că am putut să câștigăm o experiență importantă și pentru jucători, să se compare cu, eu știu, echipe care poate înainte să joace cu ele li se păreau la un nivel foarte bun, să vadă că pot face față
Și am demonstrat chiar și în meciuri oficiale, cu toate că una e să joci în Cupa României și alta e să joci în campionat și cu un obiectiv clar de a promova. Dar sigur am arătat că putem face față și sigur au fost experiențe care cred că sigur i-au ajutat și cred că îi vor ajuta și în Liga 2. Da, vorbim cu managerul Andrei Rimia. Ar trebui să se simtă, Andrei, chiar dacă veți folosi în linii mari, și cred că acesta este adevărul, cam aceiași jucători. Ar trebui să se simtă totuși faptul că trecerea la Liga a doua se va vedea într-un fel, poate nu foarte semnificativ, și la remunerația jucătorilor? Adică vor simți acest lucru că au făcut un pas către un eșalon superior? Sau sincer, de dorit ar fi? Sincer, băieții ăștia merită mult mai mult decât putem noi să le oferim. Și, nu știu, îmi pare rău că nu putem să le oferim mai mult. Cel puțin deocamdată. Dar încerc, mă străduie să reușim să găsim resursele financiare necesare pentru a le răsplăti munca pe măsura meritului. Câți copii și juniori sunt astăzi la Progresul Spartac? Centrul de copii juniori are undeva în jur de fapt, peste 400 de copii. 400 de copii. Asta înseamnă cei mai mici fiind de 7-8 ani? Cei mai mici fiind de 4-5 ani. 4-5 ani. Dar bănuiesc că ei inițiere nu sunt angrenați în competiție. Evident, da. Dar eu cred, Daniel Lazare și Andrei Rimia, că un mare câștig, un alt mare câștig pentru Progresul Spartac, eu din nefericire n-am văzut partida retur, că n-am putut să ajung, dar am văzut acolo la final o invazie de copii pe teren pentru a-i saluta pe colegilor într-un fel. Că nici cei de pe gazon care au făcut această frumoasă performanță nu erau foarte mari față de mulți dintre copii. Cred că a fost o altă mare bucurie pentru voi când terenul a fost invadat de acei copii. Mai toți în culorile Progresului, de la centrul vostru de copii juniori, a fost o bucurie uriașă pentru toată lumea. Da, a fost fantastic și asta ne-am dorit, să toată familia progresistă să ia parte la performanța asta. Suporteri, copii, părinți, jucători, colegi, prieteni, că sunt, ți-am spus, se cunosc din cartier, sunt oameni din cartier. Mi-aduc aminte de un bătrânel care zicea, aici m-am născut de 70 de ani sau cât avea, și în sfârșit sunt bucuros că avem și noi o echipă în Liga a doua. N-am mai avut o echipă de nu știu când în Liga acum a doua. E bine, având în vedere că vine și Emilian Hulubei în câteva minute aici în studioul Sport Total FM, că nu veți avea litigii la ce salarii mici aveți. Nu o să se ducă nimeni să spună, domne, am de luat un salariu de la Progresul Spartac. Bine, acum cei din lumea fotbalului cred că știu și cei care au lucrat la noi sau cu noi, că de 6 ani, în 7 ani chiar, de când există clubul ăsta, n-ați avut un litigiu? Niciodată. Și seriozitatea a fost una, de asemenea, una dintre valorile importante pentru noi. Adică, ok, vorbim despre bugete mai mici sau mai mari, salarii mai mici sau mai mari, dar tot timpul jucătorii au primit la timp și nu știu câte cluburi pot spune că 7 ani de zile n-au întârziat o zi cu salariile sau cu... Adică nici n-ați întârziat la sumele niciodată. Mici. Niciodată. O dovadă de seriozitate și atunci este și normal ca tinerii jucători nu să dorească să evolueze în continuare până la un punct important al carierei la o echipă de genul ăsta care îți asigură stabilitatea, pentru că nu degeaba vorbim de nu știu ce sume pe care nu le poți plăti, nu? Exact. Și mai ales că aici vorbim de jucători tineri care au ca principală preocupare în acest moment desăvârșirea pregătirii, pentru că ei gândesc foarte bine probabil, Andrei, și vorbești cu ei foarte des. Băi, când va veni momentul să faci pasul către fotbalul adevărat, o vei face, dar să fii foarte bine pregătit atunci. Da, cu siguranță. Pentru ei o șansă mare și sper să profite de ea. Liga a doua, o întrecere care va debuta pe 6 august, Andrei. Când ar trebui să se reunească Progresul Spartac? Undeva în jurul datei de 20 și ceva o să stabilesc săptămâna asta. Da, nu mai e foarte mult timp de vacanță, dar până la ora reunirii, mai toate aspectele astea importante ar trebui rezolvate. Teren, eventuale... sponsorizări, eventual parteneri care ar trebui să vină lângă voi. Evident că la tine este mai simplu, adică antrenorul îi cerea lui Andrei Rimia, managerul Andrei, la ora reunirii vreau să am jucătorii pe care îi dorim în lot. Așa vei face tu, la tine e mai simplu acum, managerul și antrenorul cu siguranță face importuri. Se vor înțelege. Ca la ora reunirii să ai lotul aproape conturat, nu? Pentru ceea ce dorești în continuare. Și asta a fost un avantaj, repet, pentru că am avut libertate și încredere să pot să îmi pun în aplicare ideile și principiile. Iar ăsta cred că e un lux în fotbalul român. Ce le promiți jucătorilor pentru sezonul următor? Ce le promit? Nu prea sunt nu prea promiți. Dispus să promit lucruri. Mai degrabă stabilesc obiective în funcție de ceea ce cunoaștem. Din păcate, pentru că nu prea suntem obișnuiți cu chestia asta, sunt multe aspecte pe care deocamdată nu le stăpânim sau nu le cunoaștem foarte bine. Spuneam de stadion, ne dorim foarte tare să rezolvăm situația, să știm unde jucăm. Căutăm un partener care să ni se alăture în Liga a doua serios, pentru că e nevoie de așa ceva. Și să-l găsim. Și sper să-l găsim. Și
vom, așa cum am spus, cu siguranță vom avea același stil de joc, vom aplica aceleași principii și vom încerca să arătăm același fotbal pe care l-am arătat la Liga 3, chiar dacă la Liga 2 suntem cu toții conștienți că e o provocare și un nivel mai ridicat. Andrei, ai primit foarte multe felicitări, ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Care a fost cel mai plăcut de exemplu așa, sau surprinzător de plăcut pentru tine? Cine te-a sunat, cine ți-a dat mesaj? Puh, nu știu, au fost multe, au fost mulți oameni la care poate nici nu mă gândeam și, sincer, pot spune că mi-a plăcut și m-am simțit bine că am văzut foarte multe mesaje pe care consider, le-am luat la modul sincer, adică păreau sincere. Sigur că în situații de genul ăsta toată lumea te felicită, dar am simțit așa un val de energie pozitiv și că cei care ne cunosc, mă refer la cei și care mă cunosc de mult, de când eram antrenor la copii și juniori, cred că s-au bucurat sincer pentru mine și mă bucur de asemenea că am reușit să-i facem să ne urmărească, să le placă jocul nostru și să fie aproape de progresul Spartak, ceea ce mi se pare mare lucru, pentru că până la urmă, hai să fim sinceri, eu eram necunoscut, un nimeni, n-am avut o carieră de fotbalist, n-am antrenat la nu știu ce nivel, pur și simplu un nume care a apărut din neant, la fel și colegii mei, la fel și jucătorii, niciunul dintre ei, unul singur a jucat în trecut la Liga 2, restul niciun jucător n-a jucat la nivelul Andrei, ăsta. O plăcere cu tine, că de fiecare dată, dar timpul este nemilos. S-am promovat în Liga 2, te așteptăm aici la Metropola TV și Sportul FM într-un sezon în care noi vom fi foarte, foarte atenți în continuare cu acest nivel competițional. Îi mulțumim lui Andrei Rimia, îi dorim succes în continuare pe Banca Progresului Sparta cu o frumoasă formație care, iată, se va alinia din 6 august la nivelul eșalonului secundă. Cel puțin deocamdată, dragi prieteni, luăm o scurtă pauză, îl conducem pe Andrei și îl așteptăm pe următorul invitat. Este vorba de Emilian Hulubei. Rămâneți așadar cu Metropola TV și Sportul FM. Ne întoarcem după doar câteva minute. Thank you.